Pentru că ați urmărit în episodul precedent ultimul vlog din noua Mazda 6, iată m-a ajuns din nou la Baia Mare, aici unde pe platforma ATP Motors, cu care îmi continui colaborarea, predau mașina care m-a servit exact 3 luni și o săptămână. Am făcut exact 3400 de kilometri și m-am declarat foarte mulțumit de ceea ce am experimentat cu această mașină. Am chiar un vlog care vorbește despre toată această experiență. Mazda 6, așteptăm un model nou în 2020. Ai într-un vlog precedent, de altfel, toate detaliile despre ceea ce ar trebui să aștepți de la această mașină, căreia îi spun mulțumesc pentru toate drumurile frumoase. E timpul să vă prezint noul meu daily driver, noua mașină cu care o să fiu prezent pe șoselele din România în perioada următoare. Pe platforma ATP Motors din Baia Mare găsești mașini pentru orice buget, de la cele mai mici și accesibile până la cele mai mari și chiar excentrice. Fie că vorbim despre Mercedes-Benz, despre Mazda, despre Opel sau chiar Suzuki, eu cred că așteptările fiecăruia dintre noi sunt până la urmă recompensate de o mașină care să ne caracterizeze și, evident, să răspundă tuturor cerințelor pe care le avem. Am condus foarte multe Mercedes, am condus și Mazda, chiar și anul trecut. În acest an însă am zis că ar fi foarte bine, dacă tot am început cu o japoneză, să continui cu una. Istoria Suzuki începe în 1909, însă primul automobil e făcut câțiva ani mai târziu, prin 1955, dacă nu mă înșel. În 1988 apare Vitara. În anii 80-90, o astfel de mașină a fost extrem de bine realizată și cu siguranță foarte mulți dintre voi încă o mai vedeți sau chiar o aveți modificată pentru ceea ce se numește activitate de off-road. Aceasta este noua mea mașină, pentru câteva săptămâni bune o să mă bucur de un Suzuki Vitara Hybrid. It's time to hybrid. Practic, tot trecutul este adus în prezent. Avem un hibrid de 48 de volți, ceea ce sugerează și inscripția și exact cum vom regăsi în autocolantul de pe portiera spate, avem 3 plus 7 ani garanție sau 200.000 de kilometri, o garanție extinsă așadar pentru motor, transmisie, turbo și sistemul hibrid. Este un mild hybrid, o să discutăm în materialul în care facem review despre această chestiune. Din cele 4 nivele de echipare, acesta este practic cel mai bine echipat SUV pe care mi-l pun la dispoziție cei de la ATP Motors. Avem nivelul de echipare luxus, iar eu mă bucur de o motorizare 1.4 booster jet pe benzină, 129 de cai. Mild hybridul îi mai adaugă 11, ceea ce înseamnă o putere totală de 140 de cai și pentru ca distracția să fie extraordinară și experiența să fie una frumoasă, dincolo de culoarea asta, muștaria mașinii combinată în partea superioară cu un negru foarte potrivit pentru contrast și evident pentru trapa panoramică, am exact ceea ce mă interesează. Vitara Hybrid și All Grip, ceea ce înseamnă că în anumite condiții avem tracțiune integrală. Nu un raport egal, cel puțin în afara locului pe care îl faci pentru viteze de până la 60 de km pe oră, pentru zona de soft off-road în care probabil o să scoți această mașină. Ea este two-wheel drive, în principiu trag roțile de pe față, dar atunci când simte că e nevoie, activează și roțile de pe puntea spate. Am sosit și la interior, unde mă așteaptă o atmosferă extrem de plăcută, foarte multă luminozitate. Primul lucru pe care o să-l fac, o să dau la o parte parasolarul ăsta, pentru că pe mine, sincer, nu mă deranjează, atâta vreme cât am o perspectivă extraordinară. Am o cutie manuală, 6 trepte, plus marș arier, dar văd că la interior am suficiente instrumente care să mă ajute, pornind de la instrumentarul de bord, continuând cu zona infotainmentului și, bineînțeles, cu butoanele cele mai importante pe care o să ți le arăt în următorul material când facem review-ul mașinii. Mă refer mai ales la Drive Mode Select, acolo unde practic configurăm stilul în care vom merge cu mașina și activarea tracțiunii sau a diferitelor
lucruri care țin de o conduită extraordinară în condiții ceva mai dificile de drum. Suntem All Grip și trebuie să răspundem la următoarea întrebare: este sau nu Vitara mai bun ca Duster? Și din ceea ce văd, va trebui să mă familiarizez cu foarte multe butoane și butonașe, pentru că într-adevăr va fi destul de incitant. Și ca lucrurile să fie ok, cred că pot să pornesc chiar acum la drum, pentru că sunt echipat. Am primit inclusiv o șepcuță Suzuki. Mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Acestea au fost doar primele lucruri pe care am vrut să vi le arăt despre mașină. Am preluat-o, are 144 de kilometri și pornesc la drum. Următorul material așadar va fi un review al acestei mașini. Mulțumesc tare mult, ne vedem în episodul următor.